Press și Radio Cernăuți, axat pe publicul de limba română și care furnizează, de exemplu, știri și materiale nu doar care vizează comunitatea românească, ci în general știri din Ucraina în limba română. Au diverse colaborări cu ONG-uri din România. Spune ceva despre Transilvania Regional Business, e un portal de știri sau agenție de știri, un portal de business, care unde mari, de exemplu, publică materiale despre, în special despre situația din Ucraina. Ну, це виглядає наступним чином. Ми, наприклад, на власному сайті публікуємо новини про Чернівці, про культуру, про економічні новини Чернівців. Вони у нас беруть за обмін інформаціями, формуємо імідж Чернівців, туристичний імідж у місті Клуж і імідж Клужу просуваємо Чернівців. Тобто це певний шлях до інформаційного зближення між окремими ЗМІ і окремими населеними пунктами Румунії та України. Pe acest site, bucurespress.eu, apar știri despre Cernăuți, evenimente din Cernăuți, astfel promovând Cernăuțul în presa de limbă română, care știu că este preluată de către presa din România, și invers, pe Bucpres apar știri care promovează chiar și orașele românești sau anumite evenimente de acolo. Ну, я хочу окремо зупинитися на сьогоднішній події. Це перша така наша. Це перший наш спільний проєкт. Не тільки ця зустріч з самого ранку. Серджу та Діма. Ми разом з центром Луцької студії організували флешмоб, роздавали інформаційні листівки щодо події під біжою Криницю. Акум я маємо на часу сали. Participând la o acțiune comună, dar înainte de această acțiune am făcut, de fapt, o primă colaborare, o trilaterală, cumva, și Centrul de Studii Românești. Am organizat în premieră la Cernăuți o campanie de informare stradală despre masacrul de la Fântâna Albă, comis de sovietici în aprilie 1941, în cadrul căreia am încercat să informăm populația Cernăuțului, zona centrală a orașului, despre ce s-a întâmplat atunci, bățindu-le pliante în limbile română și ucraineană despre acele evenimente. Noi, zara, să facem răscăzată pe nașa informațiunii brătiv și cernivțiv. În părșul șergul și cernivețca Liga Românscui Molo de Junimie. Це Радіо Буковина, ТРК Буковина Румунська редакція. Тобто є спільна співпраця, просуваємо їх медійні продукти. Ну і намагаємося, думаємо на майбутнє, можливо, вийти на, можливо, на україномовного читача такими нейтральними новинами. И соседняя служба радиомовной Украины. Это же оказывается всегда. Да, прямо с вами те сказать, что Франции и наши медиаты, что мы коллаборируем, есть борьба де Лига Тенеритулю Румунжиниме, один регионе Черновуц, Радио Буковина, ТВ Буковина, Черновуц, редакция Нима Румына, Радио Украина Интернационал, что мы коллаборируем, и сперем форте мульт, посибил са ищем шалам чититор, са ускулатор украинян, о едите украинян. Не гândим. Și o să adaug eu că văd că în sală sunt și reprezentanți sau studenți de la Universitatea în Cernăuți, cărora le mulțumim că ne-au uitat și astăzi în cadrul acelei campanii de împărțit de anumite în centrul orașului. Як швидко міняється постать, вже хвиля перекладаю. І хочу додати, що хочу подякувати студентам, які зараз присутні в цій залі і допомагали нам сьогодні роздавати інформаційні матеріали про трагічні події, двомовні матеріали, які відбулися в 1941 року в Ілі Криниці. Dacă tot am ajuns la capitolul acesta, un model de colaborare, o să vorbesc practic un pic despre cum am inițiat această campanie împreună. Nu e par o informație pro ce spinu campanie. Ileana, dai te rog, atunci. Deci, noi astăzi la Cernăuți am împărțit aceste piante, în limbile română și ucraineană, despre acele evenimente. Noi se vede răzdăvală în ulici Gobelianski, în informațiile de stiv, că dvomovni, про з історичними датами про цю подію. Ші această campanie de fapt a fost inițiată anul trecut la prima ediție a Mesei Rotunde despre această temă. Ця інформаційна кампанія була ініційована минулого року під час круглого столу. Atunci ne-am gândit că poate că ar trebui să informăm populația și din România și din Ucraina în un pic altfel despre acele evenimente și să nu ne limităm doar la întâlniri restrânse și la reuniuni de știți civice.
Ми тоді подумали, що все ж таки більш продуктивно буде роздавати інформаційні листівки, говорити з людьми прямо, ніж просто зустрічатися і говорити про певні теми. Було б ефективніше. Pentru că am observat că și în România și în Ucraina lumea nu cunoaște foarte multe detalii despre anumite pagini ale istoriei și comune până la Ми були здивовані тим фактом, що ні в Україні, ні в Румунії не так багато людей знають про цю трагічну подію. Și ne bucură cel mai mult faptul că este o acțiune practic română-ucraineană, pentru că noi suntem din România, tu reprezinți comunitatea românească până la urmă de aici și institutul este creat chiar ucrainean, deci o acțiune automată comună. І я дуже радий, що це дійсно українсько-румунський проєкт за участю громадської організації з Румунії, з Бухареста, румунської, тобто етнічно-румунської організації з Чернівців і української організації з Чернівців. Тобто це дійсно цілісний українсько-румунський проєкт. Deci am notat că se poate și cel mai important lucru este că am reușit să demonstrăm că se poate, până la urmă, și fără bani, să organizăm un proiect foarte bun și cu impact. Цей проект показав нам, і ми пересвідчилися у тому, що можна багато корисних акцій робити навіть без грошей. Тобто без конкретного фінансування. Și cum am făcut acest lucru? De exemplu, colega mea, Liliana, a găsit la București sau are prieteni la București care se ocupă cu grafică, unii care ne-au printat aceste materiale și nu ne-au luat niciun ban pentru că au înțeles că suntem o organizație care nu avem profit și nu încercăm să vizăm profitul și facem până la urmă, cum zic, o faptă bună și atunci și-au decis să ne facă totul pe gratis. Моя колега Ліліана знайшла у місті Бухаресті, це конкретний приклад, людину, яка займається дизайном і макетуванням, і коли вона дізналася, що ми є представники неприбуткової організації і маємо таку благу ціль, вони нам це і надрукували, і намалювали безкоштовно. Deci, datorită acestor doi oameni, pe care o să îmi spună Ліліана mai târziu, am reușit astăzi să informăm câteva sute de persoane din centrul Cernăuțului despre acele evenimente. Deci, automat, noi putem să spunem că încă câteva sute de persoane cunosc acele evenimente. Noi, завдяки цій